La ultimul termen pe fond, procurorii și avocata familiei Ghinescu au cerut instanței ca fostul polițist să fie condamnat pe viață, în timp ce apărătorii au cerut achitarea. Emilia Ghinescu spune că se aștepta la o decizie a magistraților mult mai aspră aplicată fostului ginere și susține că băiatul de 9 ani, Patrick, trebuie consiliat psihologic după atâția ani de tracasări. De aceeași părere este și avocata familiei Ghinescu, Crina Radu. Mi se pare pedeapsa mult prea blândă pentru fapta deosebit de gravă pe care a săvârșit-o Cristian Cioacă și-a omorât soția, și-a omorât mama. Au trecut 6 ani de zile de la acel moment. Faptul că a fost polițist l-a ajutat enorm acest lucru. Faptul că a tranșat cadavrul și a făcut să dispară, copilul va crește. Copilul nu o să afle niciodată, nu o să poată să pună o floare, o lumânare la mormântul mamei. Deci eu apreciez că această pedeapsă e mult prea blândă. Măcar maxim ar fi trebuit la această încadrare, măcar 25 de ani. Avocata lui Cristian Cioacă nu a ajuns la proces, însă l-a vizitat în această după-amiază la penitenciar. Am primit împuternicire pentru ca mâine să înregistrăm apelul. Am primit împuternicire pentru a transmite informațiile cerute de organismele europene care monitorizează acest proces. Și în aceste condiții vă asigur că această hotărâre nu va rămâne în picioare, pentru că este o hotărâre profund nedreaptă și pronunțată în condiții de nelegalitate. Cred că problema cea mai mare de acum o să aibă cei care au pronunțat această hotărâre ilegală și nu atât clientul meu. Cristian Cioacă se află în arest preventiv din 5 decembrie 2012 și este încarcerat la penitenciarul Colibaș din 30 ianuarie 2013. Atunci el a fost trimis în judecată de procurorii parchetului Instanței Supreme pentru omor calificat și profanare de morminte, după mai bine de 5 ani de la dispariția soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Piteștenii prezenți azi la Tribunalul Argeș spun că pedeapsa este pe măsura faptei comise. Foarte bine, cine a făcut-o, s-o tragă. E de ajuns? Trebuia mai puțin, mai mult? Ce părere aveți? Mai mult. Atâtea probe care a găsit și în apartament și în mașină și multe. Și acolo, la râșnă, haine aruncate sau a făcut drept. Procurorii arată în rechizitoriu că în noaptea de 29 spre 30 august 2007, pe fondul unor relații conflictuale preexistente legate de un iminent divorț generat de presupusele relații extraconjugale ale soților, în timp ce se aflau în dormitorul matrimonial, discuțiile au degenerat, context în care Cristian Cioacă i-a aplicat soției sale Elodia Ghinescu multiple lovituri, soldate cu decesul acesteia. Ulterior, a dus trupul în cada băii principale, unde l-a tăiat în bucăți pentru a-l putea ascunde mai ușor. Folosind o geantă de voiaj de dimensiuni mari pe care victima o cumpărase în timpul vacanței în Dubai, precum și perdeaua de duș din baia aferentă dormitorului, aceasta din urmă fiind menită a împiedica eventualele scurgeri de sânge, inculpatul Cioacă Constantin Cristian a transportat fragmentele de cadavru în portbagajul autoturismului și le-a ascuns într-un loc necunoscut. S-a constatat și lipsa unor obiecte, precum un cuțit cu lungimea de 25-30 de centimetri, două prosoape, geanta de voiaj și perdeaua de duș, arată procurorii în rechizitoriu. Decizia Tribunalului Argeș nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Pitești.